scenă incredibilă la înalta curte, Vlad Cosma a fost dus cu cagula pe fa. Sebastian Ghi a dezvăluit, la Antena 3, ce Vlad Cosma, fost deputat PSD, a fost dus de procurorii Naplo-Ieti, la Gj, pentru a depune mărturie într-un proces cu cagul pe cap. L-au luat cu cagulii, l-au ameninat ce, dacă nu spune ce l-au furat, se spun ce au scris, în dosarul cu Băsescu, îl sunt pe Onea. El a sunat, a spus Ghi. Cosma a anunțat că îl va fi audiat la Gj într-un dosar în care apare cu trei identii, două fictive, de martor protejat, și una real. Tot luni, Gj ar putea da sentina în dosarul în care Vlad Cosma a fost condamnat, deja, în prim instan, la 5 ani de închisoare cu executare.